Mă simt ca un președinte aici, sunt. Salut, sunteți foarte frumoși. Mulțumim. La fel. Eu am venit că trebuie să fac roastul lui Vio. Hai să vezi acum. Vio, ești prea leneș. Da. Și ești prea cu minte ca să poți să găsești lucruri despre care putem să râdem și să ne distrăm. Vio este unul dintre cei mai înțelepți comedianți. El are tot timpul vorbele la el. Vorbe precum, da, da, ce tare, ce bună e asta, bă, băiatule, sau ce prost ești. Dar vorba care bucură oamenii cel mai mult rămâne, atât din partea mea, urmează Teo. Îl cheamă Viorel sau Viol-el, cum îi zice Shelley, după ce s-au cunoscut. Intim. Forțat. Viorel e un nume pe care nu poți să-l strigi în timpul sexului. Pentru că s-aduce aminte de un unchi. E un nume mai potrivit, da, pentru un antreprenor rural care are scris pe casă la Viorel SRL. După 17 ani de comedie, Viorel este cunoscut ca lunganul la care prezintă una scurtă. Are și un credit ca actor în filmul Website Story și încă un credit de nevoi personale. Până să fie comediant, Vio a studiat la ASE, a intrat foarte greu, pentru că a întârziat când nu l-a lăsat să intre cu sacoșa cu găini adusă de la Buzău. Asta, da, dacă Vio are un super creier, a terminat ASE-ul într-o săptămână. Atât i-a luat să-și dea seama că n-are nicio șansă acolo. La ASE au fost și fete care au vrut să facă sex cu alții, dar și fete care au vrut să facă sex nu cu el. Nu cu el. Când m-au sunat să-mi zică că trebuie să vin în seara asta, am rămas un pic mirat pentru că Vio mi-a zis că are de cules struguri. Dacă miroase a mustii de la picioarele lui. Nu știu dacă... Dacă nu știți, Vio are un brand de vinuri numit Lejereanu. Un vin foarte bun, merge cu cola. Se alintă pe internet ca patronaș. La fel face și acasă. A venit tătuțul. La show-uri are niște glumițe. La Lejereanu l-are ca asociat pe Dan Frânculescu. La fel și vinul lor e asociat cu durerile de cap. Scuze. E mai mult asociat cu durerile de genunchi, pentru că stai în genunchi când îl vomiți. Vinul nu-i chiar rău. Mulți consumatori îl preferă șpriț pentru că le place să doarmă în șanț. Vio a devenit pasionat și de Adidas sau papuci cu șireturi, cum le zicea când era în Buzău. Eu împreună cu Vio avem o firmă de hanorace și avem și o firmă de încălțări care se cheamă... Pe bune și încălțări? Da. Da, o să-ți pun în pauză. Dar alții ca să fie șogori dau la aceeași femeie. Noi ca să fim șogori, afaceri împreună. Asta e foarte bună. Deși nu e bețiv, face vinuri. Deși nu e stilat, face haine și încălțări. Am auzit că vrea să apuce și de filme porno. Îi place atât de mult să conducă încât ar fi vrut să se angajeze ca șofer de... Dar e frică să nu-l recunoască lumea și să-i strice mai mult imaginea lui Costel. Vio pare genul de om care merge cu unghiera la el în City Break. Voi îl mai știți pe Vio fără barbă? Da. Acest Kelemen fără humor? Vio și-a lăsat barbă ca să știe unde să termină pieptul și începe gâtul. Barba îl face așa, îi dă un aer distins de domn de la țară. Despre Vio se știe că nu se prea pricepe să facă lucruri, pentru că odată a vrut să facă și a ieșit o familie. Oh my God! Au! Cum a fost asta, tată? Ai, e căsătorit și își iubește soția, atâta știm că atât are voie să zică. Dar el fiind din Buzău s-a făcut covrig în viața ei. Mai nou s-a apucat de box. Ai zice că are nevoie de niște panciuri, dar nu, s-a dus la box din cauza soției. Nu merge acolo să învețe să dea, merge acolo să învețe să încaseze, pentru că soția lui e din Vaslui. Vio e super bun la pat.
ca noptieră și uneori ca white noise. Vio, Vio nu, el face chiki-chiki cu puțica. Vio, Vio e foarte bun la pat, dacă nu trebuie să deschidă sau să închidă el. Ce tare, da, foarte tare. Vio e foarte versat cu femeile. Vorba aia, dacă râde e pe jumătate. Dar la Vio e un mare dacă și un mic parcă. Lui Vio îi place foarte mult să se uite după femei. Sau cum ar zice el, am și pasta, bă. Cam atât din partea mea. Vio, am venit aici pentru că Mersi mult. Foarte tare. Mi s-a părut